Potrivit datelor Serviciului Stare Civilă, doar în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate peste 6.000 de divorțuri. Numărul căsătoriilor a fost în această perioadă cu doar 3.000 mai mare. De regulă, procedura de divorț este inițiată de soție. Soția vine mai des, deoarece vă spun, dacă în familie persistă dependența de alcool, dacă în familie persistă violența, femeia vine la înaintează declarație de divorț numai pentru binele și viitorul frumos al copilului. Copilul să nu vadă tot ce se întâmplă între cei doi. Totodată, sociologii sunt alarmați de faptul că o treime din divorțuri revin familiilor tinere cu o experiență de viață de până la 5 ani. Divorțul influențează asupra nivelului de natalitate. Un eșec în prima căsătorie poate duce la amânarea nașterilor ulterioare. Divorțialitatea influențează și asupra sănătății persoanelor care divorțează, cu diferite efecte psihologice negative. Potrivit raportului ONU, cele mai multe divorțuri sunt înregistrate în Federația Rusă, unde rata este de 4,5 cazuri la 1000 de locuitori. Urmează Belarus cu o rată de 4,1, Letonia cu 4 și Lituania cu 3,2 divorțuri la 1000 de locuitori. La polul opus este Malta, unde anul trecut au fost înregistrate 0,1 cazuri la 1000 de locuitori.